Bună, fetelor! Astăzi vom filma un clip oarecum neobișnuit. M-am gândit să vă vorbesc despre produsele pe care le-am încercat în ultima perioadă, produse de îngrijire și parfumuri în principal. Iar cu mare parte din acestea le-am primit cadou de Crăciun, o să vă prezint și ce am primit și ce am făcut cadou, etc. Vă spun de pe acum că o să fie un clip foarte lung, nu sunt sigură dacă va fi pe părți sau nu, așadar să începem fără să mai lungim introducerea aceasta. După cum puteți vedea, le-am rearanjat cum le-am și primit, cât am putut de frumos, și o să vorbim despre fiecare cutiuță în parte și o să încep cu cutiuțele acelea mici de jos, care sunt de la Notino, cu produse de la Notino. Bun, și ne-am întors aici la masa de lucru, unde putem să ne desfășurăm mai bine și să vedem lucrurile mai bine. Bun, aceasta a fost cutia, eu am împachetat-o cât de cât, dar nu arată așa cum arăta la început. Ok, și aici avem un set de la Clinique. Nu sunt sigură dacă ele au venit în set sau dacă au fost luate separat, dar am început să le folosesc din ziua în care au și venit și o să le luăm cum să le luăm, o să le luăm așa pe rând, cum sunt și pașii de îngrijire. Aici avem o spumă de curățare. Bun, eu pusesem ochii pe aceste produse de foarte multă vreme și am văzut și review-uri foarte bune și am spus că ok, o să le încerc și moșul m-a urmărit, să zic așa, și a știut cam ce aveam nevoie. Bun, despre această spumă, în general eu nu prea mă îmbăcam bine cu spumele pentru curățare, mi se păreau că nu-și fac suficient de bine treaba. Bun, aceasta este anti-imperfecțiuni pentru toate tipurile de piele. Și ei recomandă să dai 2-3 apăsări, să le spunem așa, dar am observat că este foarte mare cantitatea de 3, chiar și 2 uneori mi se pare foarte mult, una, 2 în funcție de cum simte fiecare. Îmi place că nu sucă, deși curăță foarte bine, deși este un produs care este mai generalist, având în vedere că este destinat tuturor tipurilor de piele, de ten mai ales. Acesta se descurcă foarte bine cu tenul meu, care e super sensibil și mixt, având zona T o zonă grasă și restul feței uscată și sensibilă. M-am descurcat până acum foarte bine cu acest produs. Mi s-a părut că își face treaba foarte bine, curăță foarte bine, degresează foarte bine, dar nu usucă. Simți oarecum senzația aceea de uscăciune, dar nu este... este moderată, este fix cât trebuie. Și îmi place foarte mult. Eu mai alternez și cu alte geluri, dacă simt că ceva e în neregulă, așa recomand tuturor. Dacă simțiți că un produs nu este chiar potrivit pentru tenul vostru, alternați-l cu ceva ce știți că vă priește, că vă merge bine cu acel produs. Bun, acesta este primul pas. Îl folosesc dimineața și seara. Cum spuneam, dimineața mai folosesc și alte geluri. Dar seara, clar, pe acesta îl folosesc. Bun, și avem aici un pas 2. O loțiune tonică, să o numim așa. Este o loțiune specială pentru tratament, pentru aplicarea tratamentului, dar pentru a curăța fața și a o pregăti eu pentru soluția tratament. Se poate vedea că am consumat deja o părticică din acest produs și îmi place tare mult, acesta într-adevăr usucă, mi se pare că usucă destul de bine, dar nu este rău dacă imediat după aplici o cremă. Deci îmi place, acesta are... nu știu exact ce ingrediente, dar are o depunere, trebuie agitată înainte foarte bine și pot spune că acesta mă reduce foarte mult roșiața împreună cu crema tratament. Bun, aici este crema tratament, tot așa, produsele acestea sunt pentru toate tipurile de ten, doar că la aceasta ei atenționează că poate să producă o senzație de uscăciune sau chiar uscăciune și recomandă diminuarea frecvenței cu care aplici crema. Bun, ce părere am eu despre asta? E bine, mie îmi place tare mult, într-adevăr și mie mi se pare că usucă, dar nu exagerat.
Iar atunci când simt că fața mea este ușor prea uscată, aplic în seara respectivă altă cremă, pentru că folosesc acest tratament doar seara. În loc să-l aplic pe el, îmi aleg altă cremă hidratantă și dau skip o noapte. Și după aia revin la el. Ce am observat la acest tratament este că a doua zi te trezești cu fața mult mai calmă. Dacă ai un coș sau dacă ai pete sau o roșeață, ceva, acesta o diminuează foarte mult. Cred că și de la loțiunea aceasta este efectul acesta. Ei promit aceste lucruri, că îți face fața mult mai clară și mult mai calmă. Și, într-adevăr, mi se pare că reușesc. Această cremă face și un peeling peste noapte, deci am folosit mai regulat și un scrub destul de fin și toate bune și frumoase se văd rezultatele deja. Și le folosesc de puțin timp, puteți să calculați de la Crăciun până acum. Bun. Aceasta a fost prima cutie, ea așa a venit, dacă erați curioase cum sunt cutiile cadou de la Notino. Cutia este foarte groasă, foarte solidă și mi-a plăcut tare mult cum au venit, cum s-au prezentat. Să le punem așa și o să le dăm la o parte ca să facem loc următoarei cutiuțe, tot de la Notino, și la final o să lăsăm cutia aceea mare de la Marionneau. Iată cea de-a doua cutie, îmi place tare mult, are o culoare, pe cameră se vede ușor gălbuie portocalie, dar ea are o culoare piersicuță așa, piersicuță drăguță cu funda aceasta galbenă. Mi-a plăcut tare mult când le-am văzut, până acum nu văzusem cum arată cutiile acestea de împachetare cadou de la Notino. Bun, și aici avem tot creme pentru îngrijire de la Shiseido. Și pentru că îmi doream de tare multă vreme niște creme bune pentru ten, pentru că eu am fost genul care am folosit creme de la Oriflame, Avon sau Himalaya și chiar voiam să văd alte creme din acestea cu renume bun, cum sunt față de acelea. Mă aștept la o mică mare diferență, să zic așa, pentru că și diferența de preț, dar și de calitate își spun cuvântul. Și aici avem o cremă super revitalizantă. Eu o folosesc, cum spuneam, seara, în principal. Ea este destul de spectaculoasă. Arată așa. E ambalată, îmi pare rău că face condens, dar e ambalată tare interesant și pare foarte mare cutia, dar ea este destul de mică. Am văzut că multă lume s-a plâns de lucrul acesta în comentarii, în review-uri, așa că am fost destul de curioasă să văd cum este. Înăuntru arată așa. Se poate vedea că am folosit-o de câteva ori. Și mi se pare o cremă bună, o cremă groasă, consistentă, nu grasă, se absorbe bine în piele, foarte bine. Nici cealaltă, tratamentul acela de la Clinic nu avea o textură uleioasă, pentru că nu are ulei, e mai mult un gel. Aceasta este un pic mai groasă, mai grosuță, să vă arăt din nou. Se poate vedea și îmi place, îmi place. Nu miroase excelent. Cealaltă nu are deloc parfum, aceasta miroase ca o cremă Nivea oarecare, deci nu are un parfum special. Ea a avut și chestiuța aceasta în cutie, să vă arăt. Acesta a fost un sigiliu care a venit pe capac și sinceră să fiu cu voi, nu știu exact pentru ce e spatula asta, mă bănuiesc că este pentru aplicare, deși pare destul de mică, ciudățică și nu știu exact cum te-ai descurca cu ea. Chiar vă rog cele care vă pricepeți la treaba asta să-mi spuneți dacă folosiți chestiuța asta, la ce o folosiți și cum o folosiți. Ok. Mai departe, pe celelalte două, eu încă nu le-am testat. Aici este o cremă contur ochi cu efectul acela antirid.
să ne uităm și la aceasta. Pe aceasta nu am desfăcut-o încă și aceasta vine cu chestiuța aceasta. Bănesc că e pentru aplicare, că pentru altceva nu văd pentru ce ar fi. Și ea este așa tare drăguță, mică, bombată. Din nou are un sigiliu. Da. Care nu se desface foarte ușor. Dar bănuiesc că arată ca orice altă cremă în interior. Nu o să o desfac acum că am o cremă contur ochi pe care o folosesc deja și asta n-aș vrea să o desfac încă pentru că după aia trebuie să o consum într-un an de zile de la desfacere. Ups, am uitat să-i pun chestiuța asta. O să o pun după. Și aici mai este o cremă anti-rid. În varianta aceasta foarte mică. Să vedem. Pam, pam. Așa arată. Bun. Și să trecem mai departe la cutia aceea mare de la Marion. Să dăm aceasta la o parte. Ok, m-am tot gândit cum să așez camera cât să se vadă bine, dar nu reușesc să găsesc un unghi bun, așa că o să scot de aici. O să scot mai întâi o perniță în formă de oiță care îmi place tare, tare mult. Pe aceasta am luat-o din Auchan și a fost 24 de lei. Îmi pare rău de ea că este atât de ieftină pentru că este atât de drăguță. Mie îmi place tare mult, mă amuză când îi văd fățuca asta, e tare, tare drăguță. E pufoșică, e moale, e bună de îmbrățișat, îmi place tare mult. Uf! Și am luat-o în aceeași perioadă, am pus-o aici la comun. O să scot de aici. El este un pui de ping. El a venit sub brad de moșu de la Marionno. Este al lor cu sigla lor făcut de ei exclusiv. Este tare, tare drăguț. Eu sunt înnebunită după pinguini și îmi place tare mult. E așa drăguț. Este pufos, este drăguț de îmbrățișat și mă relaxează tare, tare mult să-l văd pe aici. El mi-a însoțit aici cadourile și da. Recomand dacă vă plac jucăriile de genul, sunt tare, tare drăguți, foarte pufos, foarte bine făcut, îmi place. Ce-a mai venit aici? O să îndepărtez chestiuțele astea și ok. Nu m-am lăsat până când nu am dat această comandă. Știți că eu sunt înnebunită după parfumul de la Essence du Romani și este vorba de Ia. Eu îl am în varianta aceasta, eu îl am de câțiva ani și am zis că nu se poate, o să văd cum este varianta român pentru soțul meu și am zis că ok, dacă a ieșit ea de pe, din stoc de la Marionno și aici erau, bănuiesc că erau ultimele seturi, am zis că îmi trebuie o rezervă, nu se poate altfel și o să iau și pentru el varianta aceasta. Deci a fost un fel de win-win situation, i-am luat și lui, mi-am luat și mie rezervă, e perfect. Eu sunt adepta rezervelor la parfumuri, mai ales când știți că e ceva de nișă, când e ceva rar, când e ceva de la Avon sau Oriflame care iese ușor din catalog, eu recomand să luați rezerve. Eu așa am făcut, după ce mi s-a întâmplat de câteva ori, v-am mai povestit, mi s-a întâmplat să fac o obsesie pentru un parfum, să-mi placă tare, tare mult și după aia ei să-l scoată din catalog și să nu mai găsesc și mi-a părut tare rău că nu l-am luat atunci când aveam ocazia, când vedeam oferte bune și așa mai departe. Bun, și norocul meu a fost că acest set a venit și la o ofertă foarte bună. Eu l-am recomandat și unor fete în comentarii și stând așa și uitându-mă, băi, ia uite ce ofertă bună, ce bine ar fi fost dacă aș fi luat și eu. Am zis, ok, stai puțin, dar de ce nu să nu iau? Și până la urmă l-am luat. Bun, și haideți să ne uităm la ele. Le se scot destul de greu de aici, pentru că sunt băgate amândouă și sunt băgate cumva forțat. O să am nevoie de o poziție cumva. Am reușit să le scot așa, dar cu greu. După ce o să filmez clipul ăsta, nu o să le mai țin așa, că nu are rost. Și o să vă arăt cum sunt parfumele.
Așa. Bun. Ele... Ok. Ele au fost lansate de, cu ocazia centenarului și au venit cu tematica aceasta națională, românească, fain frumos, cu bărbatul român și ea. Și după aia ne-am dat noi seama că, de fapt, era România. You know, român și ea, România. Anyways, parfumul de nișă. M-am uitat inițial pe Fragrantica cum miroase și avea tot ce îi plăcea soțului meu. Mai exact, un parfum care să nu fie fresh din acela clasic bărbătesc, nu marin și alte lucruri, un parfum care e balsamic, care duce spre șalimar, care e aproape de șalimar, foarte, foarte aproape, cu note de fum, cu note de scorțișoară, cu note de pământ și alte lucruri. Este superb. O să îndrăznesc să mă dau cu el. Deși pe mine miroase diferit, pe soțul meu miroase atât de puternic că nu, mai mult de două pulverizări nu se dă, două așa cu indulgență. Vai, miroase atât de bine. Îmi place tare mult pe el, miroase, cum spuneam, miroase diferit, miroase mult mai bine. Este delicios, pur și simplu îmi place. E puternic, e bărbătesc, e așa un macho, nu un Yves Saint Laurent drăguțel. E mai brutal. Dar nu genul acela de brutal bizar, ci un brutal frumos. Și da, a fost o surpriză pentru amândoi, pentru că a fost blind buy. Și am spus că, na, din moment ce mie îmi place, mă gândesc că și al lui ar trebui să fie frumos. Și da, într-adevăr, am avut dreptate. Este fix pe placul lui și mă bucură tare mult faptul acesta. Și cum spuneam, asta voiam să zic mai devreme, dar am uitat. Am prins oferta aceasta foarte bună, nu mai știu exact suma, dar în jur de 300 de lei. Am dat 375, țin minte, pe parfum, acum câțiva ani, pe al meu singur. Și acum a fost cam același preț amândouă. Era la o ofertă foarte bună pe Marionneau și am zis wow. Bun, și aici avem și celălalt parfum. Ia. Tot așa cu o carte poștală și acesta este. Încă nu n-am pulverizat din el pentru că o să-l păstrez ceva vreme și de obicei parfumurile încep să facă TikTok ca valabilitate din momentul în care pulverizezi. Din momentul în care ia contact cu aerul, mai exact. Ok, am spus că nu mai le pun în asta. Așa că o să le dau deoparte, împreună cu ăsta, deci ei sunt cea mai fericită în momentul de față. Și o să ne ducem înapoi în cutie și o să vă arăt ce mai e aici. Bun, și aici avem încă sigilat, nu l-am desigilat, că am zis să-l fac cu voi pe cameră. Pentru că eu sunt înnebunită după SI de la Giorgio Armani de multă, multă vreme. Eu l-am, am aici pregătită sticluța, eu l-am de la Infinite Love, în varianta aceasta. Se vede cât am consumat din el. L-am tot așa de ceva timp, de câțiva ani. L-am folosit într-una și mi-am dat seama că, wow, pe el o să-l tot vreau. Pentru că este genul meu, îmi place, îi place și soțului meu. Și moșul a venit cu ce trebuie. Și o să ne uităm la el. Până acum nu l-am avut în varianta originală. Folia aceasta este foarte groasă, se rupe foarte greu. Ok, și eticheta asta e... Wow, ok, nu mi-a pus probleme până acum un parfum când a fost vorba să-l desfac. Dar niciodată să nu spui niciodată. Cred că o să am nevoie de cutter. Ok, am venit cu instrumentul și o să încerc să nu zgâri cutia sau ceva. Oh, ok. Interesant.
Wow! Ok, deci acesta pare să fi fost expus sau ceva într-un magazin fizic, Mariono, și mi l-au împachetat. Ia să-l vedem, să-l vedem, să-l vedem. Yep. Mereu am considerat că sticluța acestor parfumuri seamănă cu niște sticluțe de ojă, dar mai mari, datorită capacului acestuia. Ok, super. Și haideți să vedem cum miroase. Bineînțeles că pompița trebuie să stea aliniată. Dat și pe lângă, e ok. Am parfumat aici omulețul acesta de zăpadă. Oh, da. Da, miroase foarte bine. Seamănă cu Giorgio Armani de la Infinite Love, cu siul acesta, doar că are un alt fel de, o altă deschidere. Da. Miroase foarte bine. Are o altă deschidere și pare un pic mai calm. Nu atât de strident, dar miroase cam la fel. Da, miroase bine. Îmi place, îmi place, îmi place. O, Doamne! O, da! Deci acesta este printre preferatele mele. Și în sfârșit l-am în varianta originală. Wow! Super! Super, super, super! Așa. Bun. Nu sunt sigură dacă eu am lipit eticheta potrivită sau nu pe Infinite Love. Dar să trecem mai departe. Aici în cutie mai avem niște lucrușoare pentru el. Armani Code, un gel de duș. El având parfumul, bine, l-avem în pereche. Poate o să fac o dată un clip cu parfumuri pereche pe care le avem. Dar, da, ne place cum miroase, e drăguț. Și, o surpriză, trebuia să vină în acest colet un de la Givenchy și un... Nu-mi vine? Porfard. Pentru bărbați. Și nu cred că au mai avut pe stoc și mi-au pus chestiuța aceasta. Apă de parfum în varianta 15 ml. Și nu am încercat până acum parfumurile acestea. Pentru că amândoi am avut impresia că Gentleman de la Givenchy ar trebui să fie ceva clasic, bărbătesc, exact stilul acela super folosit de toată lumea, popular și așa mai departe, cum nu-i plac soțului meu. Și am fost surprinși că miroase exact pe placul lui, miroase foarte bine. Da, miroase tare, tare bine. E un elegant, sofisticat, înnebunitor, nu este marin, nu este fresh, nu este super comun, uimitor. Știu că lui îi mai plăceau câteva de la Givenchy, cel mai mult știu de P. Și acesta a fost o surpriză și îi place tare mult. Am pus așa amândoi o înțelegere că după ce termină ăsta trebuie să și-l ia într-o variantă mai mare. Dar până atunci o să se bucure de el așa. Mai departe, ce avem aici în cutie rămas? Sunt foarte multe mostre. Au pus, oh my god, au pus foarte multe, au pus Isemiac, două din acestea, sunt drăguțe, dar nu sunt extraordinare, nu sunt neapărat pe placul lui. Mie miroase a ceva foarte pudrat, feminin și brusc, pac, ceva masculin. E interesant, mie îmi place, mie mi se pare interesant. Cred că și soțul meu trebuie să-l mai miroase până să se obișnuiască cu ideea aceasta, dar să vedem dacă o să-i placă sau nu. Și ne-au pus și Sauvage, niciunul dintre noi nu se dă în vânt după el. Sauvage de la Dior mi se pare ceva mega comun, cred că l-am mirosit de prea multe ori și m-am săturat așa de el. E, da, el e safe. Am căzut amândoi de acord că este un parfum safe,
un parfum care cuprinde o gamă largă de gusturi. Nu dai greș cu el dacă îl faci cadou, clar, deci clar, nu, pentru că e genul care n-are cum să nu placă, dacă înțelegeți ce vreau să zic de fapt. Mie tocmai de asta nu-mi place, că este prea popular, prea comun, dar nu toată lumea gândește ca mine. Deci el ar putea să fie cadoul perfect pentru alte persoane. Ok, mai departe, ce avem aici? Ok, o să le iau pe rând. În primul rând avem de la Calvin Klein Obsessed, în varianta aceasta. Da, și pentru el și pentru ea. Da. Pac, pac. Încă nu le-am mirosit pe acestea. Bănuiesc că se desfac, se miros. O să găsesc un timp să le testăm și pe acestea. Și mai departe, aici mi-au dat fonduri de ten, dar mi-au dat 3 de la Dior cu 2 flyere și unul de la Lancome care a venit, pare că e rupt și doar pus aici. Adică nu văd de unde, cum. Ah, nu, stați, sunt 4 Dior. Ce? Nu, mai e unul Lancome. Ok, deci fetele care au, sau băieții, nu știu, persoanele care au împachetat, care au pus lucrurile în această cutie, au luat efectiv niște mostre și le-au aruncat acolo. Literalmente. Deci astea săracele, cred că veneau și ele cu niște flyere. În fine, și am mai primit asta. Îmi place tare mult cum arată poza asta. E superbă, e super. Îmi place tare mult și actrița și mostra. Deși eu am J'adore, da, în varianta dupiu. Da, am și varianta aceasta. De ce nu? Cine știe, poate o să iau și originalul. Bun, și acum să trecem mai departe. Prima parte cu prezentatul lucrurilor pe care le-am primit și așa mai departe, cred că se încheie aici, dar noi vom continua și până data viitoare vă urez toate cele bune! Pa, pa!